Îți bătrân, eu de nu am valoare a conduși. Eu nici nu pretind, dar proști spun că vreau eu, dar numai eu nu pretind, pentru că n-am putere, băi de capul meu. Cine știe, o metră e, dar când se face în ei operație, cine știe, nu știu vă lună, două, cum vin doctorul și a spune lui soția mea, deși dacă se face operație, eu mai mult de două luni de zile noastră, iasă, să-ți plece. Că asta e operație greșe, și cam tot cere de mine. Ia ca două crete, am tot alerg, tot cu lerg, mă ajunge capul și una, dar am, cu doctor de vechime, am oameni care o gând pe mâna mea, că dacă eu lucram de asta preparat la școală, învățam, avem grupe prin atăbău și vrem în grupe de șeră, cum era viața înainte. Și le făceam că ei vreau eu să aibă de asta, udăstărire profesională. Nu iubiți cum la Hajdău, în blau, înainte, cu sovietska vlastă. Dar le făceam că ăsta. Zicea la un jurdan, care el pe mine tare mult, m-a iubit și m-a pus. Băi, de ce să nu mai la sucă așa? Dar pe el e tână, prin anii și anii de-am îmbătrânit ca mâine. Dar băi, de ce să nu mă uitați la două și el e tână? El e capabil de lucru. De ce să eu de-am nu mai pot? Poate ne vine rândul să plecăm din țară. Și e ca așa o fost vorbile, e ca așa să audă, să audă tot publicul, să audă, mă, tot țările și americanul, și dracul, și ucrainianul, și rus, și tot. Așa a fost. Dar m-a ajuns capul că am făcut așa cum este vorba în popor. Că nici lupt cu mâine și oaia, dar nici lupt cu doinii. Și e ca așa vorba în popor. E ca eu mă ucesc, noi știm, pe ce alegem noi, alegem am luat cu Alesul, am făcut proteste pe jos, la Guta au ieșit cu targerea asta, jos, mai asamblă. Dar la mesi mi-i spun mai de mult, că el nu targerea și la putere, pentru că el nu știa conduce. A fost primul ministru, a făcut viața, mă știu, necezură. Nu știu lucrat, vă șase luni de trebuie și au zburat și râdeau ca boii în parlament. Parlamentul ăsta suge poporul, am poezii, am tăr. Eu mă uși de ce le fac, de poziile mele au rost doar, au rost că le citesc, ele se duce ca cum este, zice, omul ăsta, progres coasa. Ți-și faci, pune un paie, scoală paie, atinge și paie și ala zboară scoasă. Așa zbor la mine cuvinte. Este așa în popor. Dar la ce ajungem noi, nu știu. Dacă așa vă gândesc, eu bine, eu nu sunt de luptă, am 72 de ani, dacă ajung sănătos la 25 mai, când puneți curat 72 de ani, eu nu sunt rând nici de armată, nu sunt rând la nică, eu aștept, cum zice omul moldovanul, aștept numai moartea, altceva nu aștept nică. Dar uite ne ducem noi, unde ne ducem noi, cu polițieni de ăștia, cu mișinori de ăștia, dar îi cheamă polițieni. Dar când lucram eu în putere, când pe la tăbor eram tânăr, Găgăuși îmi spunea așa, zice, Grigorie, asta e țara mincinoasă, dar e rușine să spună că e mincinoasă, dar îi spun că ce, asta e politică. Apăseau ei când toate. Găgăuși mai gresc, mai curat, românești care pe malul Prutului acolo, la sudul Moldovei. Dar unde ducem noi cu așa debili? Nu, sunt și iertat de asta, tot și asta. Președinte 45, eu cred că doar a lor partidul o cred. O dimit o președinte 45 de kilograme și vrea pe noi să ne ducă de cap și acolo încolo. Dar văd că eu, e nu de președinte. Dar americanul nu învață. Cât chile trebuie să aibă președintele ca să fie bun? Institutele care sunt, dacă el e mintios, devine. Să alege profesia, ca cum medicină. Care e chirurg, care e colo, care e dincolo, care e terapeut, care e așa. Dar el nu e gătit de americani, că el a învățat în America cândva. Câte chile trebuie să aibă? Ce greutate trebuie să aibă președintele ca să fie bun? Poftim? Câte chile trebuie să aibă ca să fie bună? 45 și e puțin sau e mult? N-am înțeles, că eu vă aud. Câte chile trebuie să aibă Maia Sandu ca să fie bună președintă? Dar ei nu-i bună de amul fel. Că cartea spune, cartea credincioasă, care cred, e nu-i bună. Ea bună e ca și spune,
Știi ce spune Sfânta Scriptură? După dânsa devii un om sărac, dar nu știi, că acolo nu scrie. Că cum de Gorbaciov a spus că ați devii un om cu sân pe cap, pământul va fi un hat și pe unul el să-l facă băgățelii. Când a fost, adică Sovietski Soyuz, a fost un hat. Toți țările erau comune. Americanul sudine Statele Americii. Dar asta, cum a făcut Stalin, Sovietski Soyuz, a fost total. Au fost două state. Aia a fost Sovietski Soyuz, dar acela a fost Stalin, Unite Americane. Tot. Am luat măgit aici Reagan pe Gorbaciov și a distrus Soyuzul și a devenit, știți ce a venit? A distrus tot. Și a venit pământul de aparte. Da. Asta e un fel de dat așa în seamă, cine crede, da, cine poate să răzbirească în așa ceva. Îți pare rău de după Soyuz, Matin, că erai tânăr atunci și frumos, dar acum ai rămas numai frumos. Poftim? Îți pare rău după Soyuz că erai tânăr atunci. Păi eram tânăr și eram tânăr, dar vezi că m-am îmbolnăjit, dar nu scuțe nimeni la mine, că eu m-am îmbolnăjit. Atunci era așa, că dă vă punea și plan, Soyuzul. Că dă și îmi punea hârtia dinainte și planul, să alerg, să asunt. Tot. Și dacă deschidem borțul la mașină, tot năsăpușeara să merg, vine din chep de la Cămeșă și ajungem la răzina chiloțului, suntem bărbați. Și vinem acasă și mă ducem în baie că scutoream năsăpul, că eram șofer, adică să zicem. Dar pe urmă am mai lipădat eu, că mă săturam de așa, am mai intrat și pe școală, am mai intrat pe acolo, am mai intrat și prin poliție. Și când am văzut, dar moșul când i-a spus așa, băi, măi, nepoate, unde te-ai vărât tu, băi? În poliție, când a bătut pumnul masă în casă la dâns, cum am dus, să ieși, că pe altfel te distrug. Și poliție avem noi. Ce avem? Și oameni avem noi un organ așa, să iei țara asta. Moș care era procuror? Moș ăla care era procuror? Moșul, da, o față, este în... Este un advocat care o găsit, da, Mata, nu, este moșul Matale, a fost asta procuror Republicii și a lucrat 16 ani numai procuror din afară și a mai fost el în partid, a fost secretar partii pe la Cimișlia, pe acolo, dincolo, președinte în Ploci, de colhoz. Și atunci Sovietskaya vlastea era, dar el era născut din 8 și zice lui Achim Simionovici Cazanir. Lumoșchiu. Și este că au găsit că faptele bune au fost drepte. El, am întrebat, zic, dar ce măta moșul ia că eu vin la măta? Dar Platonov, care primește studenți la... De ce a făcut? Te aud. Dacă vrei să pornești camera, poți să te văd. Așa. Nu mă vedeți? Nu te văd. Dar și desfacem, nu și-am apasat eu. Cu arătate și niște. Ei, lasă, spune așa, măcar audios și... Mă auziți? De auzit te auzim, da. Dar nu mă vedeți. Dar nu te vedem. Ei, nu știu, o arătat aici, am pasat cu ieștiu, dar eu nici chiar gine cu telefonul ăsta, dacă e. Mi-a spus un advocat că a zis că eu sunt advocat și bani și amăgeți lumea, mai că nu a zis că amăgeți lumea, dar a zis că n-am telefonul Matale. Dacă mă auziți? Da, Matale. A zis că n-are telefon ca am eu, adică a zis că n-am telefonul Matale. Matale și ai, vom fișor, vă fic prin țări că s-au cumpărat așa telefon puternic. Bun. Așa. Dacă mă auziți, grei mai departe. Te aud. Amu, unde noi ne ducem? Cu conducerea asta și polițienii ăștia și tot. Dar de aici arat pe telefonul meu că se înarmează tot. Și în NATO și tot și încolo încoace. Dar asta și eu încă de mult spunem la popor că am să ajungem la așa asta. Dar rus spune că noi nu vrem război. Care vrea, lasă să napădească la noi. Dacă napădește, noi le dăm jar înapoi.
Da, noi nu vrem. Dar eu când m-am dus în 66 să învăț de student la Iazdăna Iarujie, apoi de atunci se spune acolo că noi niciodată nu budem война. Не хочем мы, чтобы иметь войну. А мы должны вооружиться до такой степени, чтобы мы не боимся. Потому мы имели две войны. Как оно фос к царю Николаю, как он спонял, а по долям пазашуну, пазашуни. Да оно фос спорит дела из так, кудить дела из так. Что он сказал, мы не будем разбой, никогда это нас время. Da, dar în 79 nu s-a băgat în Afganistan, dar în 91 nu s-a băgat în Transnistria. Da, ascultă, eu vă răspund. Dar în 14 n-a ocupat Crimeea. Vă răspund, deși. Deși au ocupat. Pentru că tot, dacă să zicem așa, eu ca șofer, mă auziți? Da, da. Eu ca șofer, când mă dușim la Rusia, trecem peste Ucraina. Dar ucrainienii mă opreau gaiși și, dar la noi ce gosautoinspecție, gaii, adică gosautoinspecție. Dar la deși spune dororozea autoinspecției, ca când zice, nu smătri Grigori, dar îi lasă documentele în mâna lui, în mașină, și spune, zice, a nu smătri în naș znak, dai. Și întindem mâna și îmi spune, ca când întindem să-i dau. Deci, vezi, este slob po baș și po moldavski. Da, gruzinul, când mă duceam în Gruzia, puneau znacul și ala la deal, gruzovoi dijenii zapșion. Eu mai fosez un poate cu 3 săptămâni, ori cu o lună înapoi, ori cu poate pe o lună, și nu era nică. Dar talharii, hoții, pune знаку грузовой движения запрещен, и я пустил трубы, и знак сус, и он диск действует для машины. Чтобы я спроболел. И мы упрекся не болезненно. А мы, когда идем, мы упрекся, почему вы нарушаете? Почему я? Я же несколько раз езжу по такой дороге, и спонял лорд. Знаешь что, молдаван, с вами долго не танется, значит что? Давайте вы напишите меня объяснение по нашему языку, почему вы нарушаете правила. Я у тебя întrebat de război și mata vorbești de altceva. Ну, а сколько же când blame pe la gruzini. Să spun din Ucraina că. Da, eu spun de război rusesc. Pune znacul și ala acesta. Am o gruzini spune că na, de ei ca să ne pradă să ne iei bani din buzunari, ca așa talhar cu Sovietul Союз. Asta Sovietul Союз au distrus. Cei mai multe. Dau acolo, dau încoace, al opresc pe unul, pe un gruzin. Zic, slușai, uite, mi-a dat bumagul, ruchico. Dar el spune, slușai, moldovan, ia ne imeju s vami vazița. Cine mu adnu, zilionul vas apustit. I dau eu ruchica, hârtia lui, zic, slușai, nicto ne hoce mi-a pomoci. Și pun una de 50, cum era înainte cu banii și sovietici. Dar gruzinul spune, că слушай, молдаван, хорошо пишешь, но мало пишешь. А по его сатул де политика диаса, широсаска, шидиас молдовняска, шидиаса румына, шидитет. Кстати, луат уну до палту, как он, уну, дака, он мурдарит панталони, а птес громадес, и видишь панталони Иисус. Да ну, дыск, вей, той маскарит панталони, я не врел цы ридик, цы Иисус. Ca când și o lege așa, ștăt, și un om așa zbat pumnul și prin țări, să iei țările în plen și la asta. Băi, și o dreptate. Da? Neodatora asta, că așa poporul o spune, au și eu, pe, nu faci nică. Dar la Meșani am îndivinit să vezi câți bani se îmbracă. Tăți în primărie zgrupați, dar deși lucrează și dat pomadă și cu fesuri și tăți primare și face o acoperită, o casă cu acoperiș, Doamne ferește, ștățul ăsta, este care poartă clubul, îi rinește lui pe la păsări, încolo în coașe, și iare două mici uborși, dar clubul și ăla e închis, de, el primește 4.000 ca la șeful clubului, 6.000, dar eu am că n-am 2.000 curate, că am blat prin lume și m-am calișit.
Dacă este de luat ăsta tot. Dar cum să-i spui? Că n-ai cum să-i spune. Că eu închis asta la sfatul țării și îndrăștrii. Asta, aparatul prevenției. Eu închis. Ciuca asta. Pe motiv de pandemie s-a închis că e pericol de răspândire. Ce are pandemie? Dar ce îmbră prin țări, dar? Dacă îmbră prin țări. El n-are pandemie dacă îmbră prin țări. Păi îmblă cu măsură de rigoare, cu măști, dar oamenii vin acolo la sfatul țării fără măști. Bun, dar de-am gavrileță 3 zile înapoi să nu cuvânt de conferență, dar de-am să îmbolnăgi de COVID. Dar eu mă rog Dumnezeu să îmbolnăgească tăte astea 4 muieri, și la sănătate, și la ministrul din interne, și gavrileță, și e să deie dracului să ducă, să-l iei Dumnezeu să zdocnească, să-l iei 10 boli de COVID. Și fel de creștin ești, mata? Cum vrei, mata, Biblia? Apoi, creștin, lui, dacă vrei să îmbolnăvească, e bună și ai plăcut lui Dumnezeu. El îi spun minciuni. Bun, îi spuneți că fel de creștin. Apoi, creștin, că... Dar păi și eu sufăr de... Am 72 de ani am ajuns eu și am trăit în sărăcie și în greutăți și tot. Dar nu numai eu, tot Moldova. Și tot Moldova, nu numai eu, dar să iau pe toți care trăiesc în sărăcie. Dar politica ei, cui trebuie asta? Mișudile astea lor, cui trebuie? Am poezii de domn, ia că îi fac și eu poezii. Și aș fi clară și bună pentru tot poporul. Pentru toți jurnaliștii. Că când o mântuiu de copt, așa e, ca când eu mai vorbesc ca urși, așa, ca când... Eu să o coc amu. E porită, dar să o coc și o dau de vază și am să o pun prin posturi, dar la urmă. Prin post am să o pun să știe toată lumea. Mea. Așteptăm poezie, dar să fie fără înjurături. O facem publică, să ajungă și la... Pentru Dodon v-am zis-o. Nu, nici o jurătură nică. Eu sub om gramotă, că ne rușine că dacă părinții mei au fost oameni cum scade și moșii au fost procurorii Republicii, și zic că dar mă ta, că când se întrebi, ei nu mai sunt acum în viață, dar zic că iau și bolvan, ori și prost v-o educat. Dar o fac o poezie, amu o fac. De grabă aș fi peste 2 săptămâni, o muntui de făcut și a se ducă ca cum se duce omul când pune paiul pe coasă și cu alt pai îl împinge și zboară, că adică provirește omul coasă. Dacă iute, apoi o cumpără de magazin din colo încoace, dacă nu, eu lasă lui din metal. Așa e, eu știu că am atâta vrist și atât am umblat eu prin lume, eu mai mult știu decât ăsta. Și dacă am ajuns eu de tânăr și m-am bolnit, poate de acolo am boală, dar să veniți încă o dată la mine, scoate-mi ea că toate culoașele să le pun în mijlocul căsei de tablete de astea, toate coropșile astea care sunt tablecele, apoi nu știu, singură, mă tin ca să iei un ajutor și le iei să le duci la guvernare. Zic, uite omul ăsta cât suferă și cât este atât. Adică nu vă inovățesc cu nică, Doamne ferește, nu ăsta. Prostul ne cunoaștem de atâți ani și eu nu vreau, ca când mi-a spus, dacă dreptatea mea, eu o țin în mână, nu o dau la nimeni. Dacă e a mea dreptate, e a mea și ei. Da. Proștii și mincinoșii, politica lor mincinoasă, eu nu vreau să o primesc în sufletul meu. Vreau pe mie că să fie. Nu că pe mie, dar dacă eu drept, mă țin. Dacă undeva e vinovat, eu consider, nu mă văd, nu-i văd nasul acolo, că nu-i pentru mine. Văd bine, că domnul Slutu, așteptăm poezia și sănătate și la mulți ani. Da, Doamne, dumneavoastră, sănătate. Domnul să vă aibă în pază.